Temele principale ale acestei săptămâni și ale decembrie, cred, sunt pentru noi cel puțin bugetul, legile electorale, doar aspectul foarte discutat de două zile al comasării, ci legile electorale în general, și lucrul pe care, fără îndoială, o să vă interesăm și dumneavoastră și ne interesăm și noi, documentul, evoluția statului, documentul viitor la suspendarea președintelui României în funcție. O să spun aia. În ce privește acest document, el este aproape finalizat, va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare, lunea viitoare, va fi dezbătut în grupurile parlamentare, după aceea va fi supus în formă pe care le vom anunța unei ample dezbateri publice. Este, cum am spus de la început, și nu au înțeles toți cei care au ascultat, un demers care nu e destinat în acest moment Parlamentului actual, ci este un demers destinat unei ample dezbateri publice, pentru care noi dorim susținere publică masivă. Chestiune care nu privește doar jocul dintre partide, doar jocul din interiorul Parlamentului, Parlamentul bun, care și-a pierdut legitimitatea din motive bine cunoscute, și este o temă a întregii societății. În ceea ce privește celelalte două subiecte, am avut o întâlnire și ieri cu buget, domnul președinte Victor Ponta va relua astăzi această temă cu amendamentele noastre majore, cu poziția noastră și cu atitudinea pe care o vom avea în dezbaterea din Parlament. De asemenea, și privitor la legile electorale, îți spune foarte clar că Uniunea Social-Liberală rămâne consecventă opțiunilor sale și proiectului său de lege. Nu există niciun motiv pentru ca derularea democratică, normală, a alegerilor să aibă loc. Suntem categoric împotriva comasării alegerilor, pentru că nu există motive nici de natură constituțională, nici de altă natură. De asemenea, avem un proiect prin care răspundem foarte clar imperativului de a reduce numărul de parlamentari și imperativului de a modifica legea electorală în sensul clarificării pe formula așa numitului vot, uninominal într-un tur, dacă asta a fost formula care părea la un moment dat să întrunească consensul. Am făcut aceste precizări din capul locului, poate vă sunteți de o serie de întrebări. Oricum, rămânem deschiși tuturor întrebărilor dumneavoastră. Domnul Victor Ponta, despre proiectul de buget pe care guvernul domnului Boc l-a propus. Apropo de asta, îi propun domnului prim-ministru să vorbim civilizat. Vă văd tot timpul una, două, Ponta și Antonescu, Ponta și Antonescu, Ponta și Antonescu. Poate se tutuie cu cârdașii de la Cluj, care sunt veciurile poliției sau care sunt urmăriți. Cu complicii lui, totuși ar fi cazul să avem raporturi civilizate, indiferent de modul în care noi am descris administrația sa catastrofală, i-am zis că merită, că nu merită domnul Bun. Domnul președinte. Din punctul nostru de vedere, discuția lansată în acest moment despre comasare, despre număr de parlamentari, dincolo de faptul că este lansată de către domnul Traian Igaș, o persoană destul de puțin competentă în acest domeniu, are ca principal scop să acopere dezbaterea în Parlament și dezbaterea publică asupra ceea ce, de fapt, afectează viața de zi cu zi a fiecărui român. Proiectul de buget pe 2012, un proiect de buget care prevede, care, de fapt, definitivează tot ceea ce președintele Băsescu și guvernul Boc au luat de la români în ultimii ani, tăierile de salarii, de pensii,
de programe sociale. De asemenea, un proiect de buget care practic condamnă autoritățile locale din această țară la incapacitate de a funcționa. Și când spun autorități locale, nu mă refer doar la primari sau consilii județene, cum poate că se gândește și de la PDL, ci mă refer la instituțiile care se află în grija autorităților locale. Spitale, școli, persoane cu handicap, însoțitorii persoanelor cu handicap, adică ceea ce înseamnă viața de zi cu zi. Am adresat în scris, cu toate calculele necesare, propunerile de buget pe care Uniunea Social Liberală le va susține, anunțând foarte clar, odată cu întâlnirea cu delegația FMI, că vom vota bugetul pe 2012 dacă aceste propuneri vor fi luate în considerație. Vor fi discutate cu noi. Poate nu toate cele 10 puteau fi incluse în buget. Poate 9, poate 8 sau 7. Din păcate, nu am primit până în acest moment niciun răspuns oficial. Declarația de ieri a domnului prim-ministru Boc, cum că prin propunerile noastre, parcă a zis ceva de 5 miliarde de euro, denotă ori o incompetență crasă, ori faptul că domnul Boc minte. Noi avem în față toate calculele făcute și le-am prezentat și le vom prezenta încă o dată, nu domnului Boc, ci sigur celor care vor să le citească. Toate calculele făcute de către Fondul Monetar Internațional, Ministerul Finanțelor Publice și certificate de către Consiliul Fiscal, vis-a-vis de implicațiile bugetare ale măsurilor propuse de noi. Vă dau câteva exemple. Reducerea contribuțiilor de asigurări sociale cu 5 puncte procentuale la angajator înseamnă minus 0% din PIB. Nu ce vorbea Boc 3,8. El trăiește ori într-o altă lume, pur și simplu minte. 0,8% din PIB, calculat încă o dată, spun, de Ministerul Finanțelor și certificat de Consiliul Fiscal. Reducerea TVA cu un punct procentual înseamnă 0,3% din PIB. Schema specială de TVA pentru produsele agricole înseamnă 0,2% din PIB. În partea pozitivă, adică banii care vin la buget, reducerea cu 50% a cheltuielilor cu bunuri și servicii de la buget înseamnă 0,9% din PIB. Adică acoperă, practic, cele trei măsuri pe care le-am anunțat inițial. Interdicția de a mai folosi fondul de rezervă decât pentru al primului ministru, decât pentru situații de urgență, înseamnă o economie de 0,8% din PIB. Adică exact câți bani ar pierde bugetul în măsura în care s-ar reduce CSR-urile cu 5 puncte procentuale. Ce vreau să explic? Dincolo de faptul că Guvernul României ori nu are aceste calcule, ori primul ministru, în mod intenționat, le prezintă în mod fals. Vreau să spun că e o problemă de alegere politică. Iată, avem 0,8% din PIB, pierde bugetul dacă reducem contribuțiile de asigurări sociale, ceea ce a cerut Consiliul Investitorilor Străini și toate patronatele din România ca să creeze locuri de muncă și, practic, putem să luăm banii din fondul de rezervă, cel prin care domnul Boc finanțează primăria de la Cluj, ca să fie furați banii, primăria de la Brașov, ca să fie furați banii, primăria de la Arad, ca să fie furați banii, Consiliul Județean de la Suceava, ca să fie furați banii. Alegerea domnului Boc, 0,8% din PIB, 0,8% din PIB. Ce face? Poate să reducă contribuțiile de asigurări sociale pentru toată lumea, să creeze locuri de muncă, sau poate să țină banii în fondul de rezervă și să fure banii cu primarii de la Cluj, Brașov, Arad sau cu președintele de Consiliul Județean de la Suceava. Asta este realitatea. Aceasta este o realitate pe care toată lumea o înțelege, mai puțin domnul Emil Boc, și pentru care ne vom bate mai departe în Parlament, cu speranța că, sigur, dacă mașina de vot funcționează, orice rațiune și orice logică nu poate să treacă. Vreau doar însă să fac o ultimă precizare referitor la opinia și a Consiliului Fiscal și a analiștilor, de exemplu, de la Raiffeisen Bank. 2012 va fi an de recesiune economică în toată Uniunea Europeană. România, dacă își va respecta ceea ce și-a propus, o creștere economică de jumătate decât fusese prognozat, nu de 4%, ci de 2%, sigur va avea o scădere și a casărilor bugetare. Dacă n-ai creștere economică, n-ai casări bugetare. Deficitul asumat în bugetul de stat este imposibil de atins. De altfel, Guvernul Boc, în 2009, și-a asumat în proiectul de buget o creștere, un deficit de 2% și a făcut 7,4%.
În 2010, un deficit de 5,9 și a făcut 6,5. Și în 2011, un deficit de 4,4 și probabil că va ajunge undeva spre 5 dacă va avea surse de finanțare. Este un buget neserios și este un buget care presupune doar alocarea de bani pentru scopuri electorale și tăierea banilor de acolo de unde sunt absolut necesare. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că în numele Uniunii Sociale Liberale solicităm președintelui Traian Băsescu să prezinte public nu nouă opoziție, ci probabil și Guvernului, și Parlamentului, și opiniei publice, cu ce mandat domnia sa va participa la Consiliul European, care va avea loc pe 8-9 decembrie. Este un Consiliu European esențial pentru toată Europa. Este vorba despre schimbarea tratatelor privind Uniunea Europeană, despre viitorul țărilor care sunt în zona euro și a celor care sunt în afara zonei euro. Traian Băsescu este singurul șef de stat care participă la acest Consiliu fără primul ministru și fără a avea niciun fel de mandat public pentru a vota în numele României. Doar în 30 de secunde pot să vă spun, sâmbătă m-am văzut cu liderul Partidului Social Democrat, liderul opoziției din Germania, care mi-a comunicat că de fiecare dată când Angela Merkel merge la Bruxelles, are înainte o întâlnire oficială cu opoziția și o prezentare în Parlament, în Bundestag, a modului în care Angela Merkel va reprezenta Germania în Consiliul European. Sigur, mi s-a părut că vorbește de o altă lume. Nu pot închipui Traian Băsescu informând nu opoziția. Cred că nici pe Emil Boc nu informează cu ce idee se duce la Bruxelles și cum reprezintă România. Fiind vorba de o situație foarte gravă, poate pentru prima dată în ultimii ani, Traian Băsescu ar trebui să se comporte responsabil, să prezinte public care va fi poziția României la Consiliul de la Bruxelles și care sunt implicațiile pentru România ale propunerilor făcute de către domnul Sarkozy și doamna Merkel și care probabil vor fi votate și de România fără ca românii să știe ce votăm. În al treilea rând și cu asta închei și las pe colegul meu, domnul președinte Daniel Constantin, să vă prezinte un alt eveniment, un alt subiect. Vreau să închidem o discuție care am, sigur, ca toate discuțiile mai puțin serioase, când era plin de dezbaterea media. Cine este proprietarul mărcii Uniunea Social Liberală? Noi suntem. Domnul Daniel Constantin, cu domnul Antonescu și cu mine, în calitatea noastră de reprezentanță în SD, am preluat de la persoana fizică care deținea marca Uniunea Social Liberală și cred că acest subiect artificial poate să înceteze. Suntem înscriși la tribunal, avem marca, nu asta va fi marele atac al celor de la putere împotriva noastră. Mulțumesc! Da, și eu foarte pe scurt, dincolo de problemele extrem de importante care vor avea, probabil, ca temă de dezbatere și prioritățile pe care și la stabilit Uniunea Social Liberală, mă refer aici la energie și agricultură, dincolo de celelalte care preocupă o asigurarea masa populației, educație și sănătate. Vom continua să avem dezbateri și să participăm la dezbateri publice pe aceste teme. Mâine, sub la invitația și sub conducerea Parlamentarul român de aceea Sărbu și Biblioteca Vărcilă, va veni în România președintele Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, domnul Paolo de Castro. Vom participa în rolul domnului Ponta, dimineața la ora 10, la Hotel Pullman, sala New York, la o dezbatere care cred eu că va scoate în evidență avantajele pe care România le are sau nu le are vis-a-vis de noua politică agricolă comună și mai important decât atât, miza pe care agricultura o joacă în ieșirea României din S-a făcut un anunț de către guvern că angajează răspunderea, s-a lansat un proiect. Au fost unii lideri ai coaliției care au dat declarații. Ce lideri? Dați-mi. Domnul Pamuk. Domnul Pamuk, cine e liderul ai coaliției? Nu știu că l-a făcut. Dar, la final, nu știu. Uitați-vă, eu v-am spus foarte clar. Suntem împotriva
comasării alegerilor. Asta putem să vă spunem acum și asta cum am spus din capul locului. Mai departe, n-are niciun rost. Câtă vreme domnul Inga își face exerciții de vorbire și de scriere. Și sunt binevenite în cazul domniei sale. Apar lideri, lideraș, lideruți. Totul, cine mai vreți dumneavoastră, care spun, nu, stați să vedem, domnul Borbei, ce trebuie să discutăm. Nu înțeleg de ce noi trebuie să spunem când vom depune moțiunea de cenzură la ceva ce nu există nici măcar ca proiect. Dar pentru cine de vreme ce nu suntem de acord cu comasarea. Dacă va veni un proiect pe care se angajează răspunderea și care presupune comasarea și de asemenea presupune și păstrarea sau mărirea numărului de parlamentari, bineînțeles că mijlocul parlamentar prin care noi ne opunem poate depune o moțiune de cenzură, dar n-are rost să discutăm despre acest lucru, că nu s-a întâmplat primul element. Adică eu cred că atunci când îi mai prindeți, cu domnul Fugitor, cu domnul Cucian, pe alți lideri, pe alți coloși ai coaliției, nu mai vorbesc de domnul Iga și poate vă e frică, vă și umflă. Întrebați-i clar. Domnule, ieșiți cu un proiect, angajați răspunderea, deci întrebați-i pe ei. Nu ne întrebați pe noi ce facem noi dacă ei angajează răspunderea. Dar cum v-am răspuns? Sper. N-am să mai vorbesc, am să intru într-o oră care tăcere, pentru că și în privința suspendării, și în privința acestei teme, noi spunem niște lucruri și putem să luăm textul sau înregistrarea. Dumneavoastră, ca și alții, aveți acest avantaj în meserie, că puteți înregistra oamenii, până atunci să mergi această față. Și vedeți exact acolo ce s-a spus. A vorbit despre ipoteza, mai mulți dintre noi, despre posibilitatea. Domnul Popa chiar a propus-o. Unei retrageri din Parlament. Hai. În situația în care considerăm că nu mai există niciun alt mijloc de a ne face datoria ca opoziție, raport cu cei care ne-au votat și care ne vor vota, și un subiect pe care atunci când va fi de actualitate, dacă va fi, îl vom deschide. Deocamdată noi discutăm despre amendamente la buget, despre faptul că dorim să ne susținem foarte serios în dezbatere și desigur prin vot aceste amendamente, când va fi vorba despre vreo retragere din Parlament, va anunța. Mai vreau să fac o precizare vis-a-vis de amendamentele noastre la bugetul de 2012. Aceste amendamente nu reprezintă doar intenția Uniunii Social-Liberale pentru acum, pentru momentul decembrie 2011. Este foarte posibil, nu ne facem iluzii în acest sens, este foarte posibil ca cei de la putere, în sistemul lor de vot, să respingă poate toate aceste amendamente. Aceste amendamente reprezintă o obligație a Uniunii Social-Liberale de a aplica niște măsuri economice și bugetare în momentul în care vom, după alegeri, vom avea majoritatea necesară. Mai direct, aceste amendamente, și anume reducerea CASE-urilor, un program multianual de reducere a TVA-ului, schema specială fiscală pentru agricultură, reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii, fondul de rezervă al primului ministru, toate aceste lucruri vor fi incluse, și asta ne asumăm și asta vom discuta, în bugetul pe care îl vom face în decembrie 2012 pentru 2013. Adică dacă domnul Boc nu dorește să facă aceste lucruri, noi nu le-am propus lui ca să nu le facem noi. Noi le vom include în proiectul de buget pe care îl vom înainta Parlamentului, probabil în decembrie 2012, după alegerile parlamentare. Acesta este scopul. Dacă au rațiune și le introduc de pe acum, noi le vom respecta. Dacă nu le introduc de pe acum, o să le introducem noi în proiectul pe care îl vom depune în decembrie 2012, ca guvernul SL. Și sunt niște semnale importante pentru lumea economică. Întrebarea bună, am înțeles că nu sunt buni cei de la guvernare, dar ce faceți voi? Își găsește răspuns în aceste amendamente pe care le voi repeta atât de des, încât la un moment dat s-ar putea să le văd și în presă. Am și o întrebare de altă temă, de politică. Așa.
model. Da. Cum vedeți scandalul de la Jean Monnet? A procedat bine ministrul Puneriu, a ezitat. De ce v-a dat afară conducerea mai devreme când a demisat o nereguli? Mai apropiați protagonistul de vârsta dumneavoastră. Domnul Daniel Constantin. Ne asumăm, da. Eu cred că analize de genul acesta vis-a-vis de ce se întâmplă în liceele din București trebuie făcute de mai mult victim din acest grup, un conflict de o astfel de amploare. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat la Jean Monnet, dincolo de a cunoaște foarte bine amănunțele, trebuia semnalat de inspectorul general de pe București, după aceea de ministrul, nu trebuia să aștepte un corp de control de la Ministerul de Educație pentru lucrul acesta. Acolo sunt mai multe lucruri care s-au întâmplat, dincolo de violul sau presupusul viol, a fost și, înțeleg, parada aceea de moarte, care a fost o regulă. Deci sunt mai multe lucruri care cred că sunt anormale și vreau să vă spun că nu se întâmplă, din păcate, numai la Jean Monnet. Cred că sunt foarte multe licee care există astfel de obiceiuri și cred că ar trebui, nu neapărat printr-o lege, dar ar trebui oarecum să Ministerul se preocupe mai mult de această da, eu, iertați-mă, l-am băgat pe domnul Daniel Constantin, pentru că domnia sa e conservator. Conservator cu acte în regulă. Eu sunt cel puțin la fel de conservator, dar nu vreau să mă pun rău cu partidul, care este partid liberal. În privința asta, a școlii, a comportamentului, a ținutei atmosferei, sunt cât se poate de conservator și cred că este nevoie de un nivel de exigență și sub acest aspect mult, mult mai ridicat. Vreau să vă întreb dacă se pune problema renegocierii situației pentru alegerile locale, exact. La Cluj. A fost în presă o serie de informații cum că domnul Bătala a sprijinit pe domnul... Domnul Maciu, am rugămintea la dumneavoastră de principiu. Când apare ceva în evenimentul zilei, să-l întrebați pe domnul Andronic, nu pe mine. Și adevărul, nu mai vizi nedrept față de evenimentul zilei. Dar chiar ar putea să luăm în ordine alfabetic, publicațiile puterii sunt adevărul evenimentul. Chiar că astea... Domnul președinte, vicepreședintele PSD, Maria Vanghelia... Iar în sfârșit o întrebare importantă de la Gândul, vă rog. Discuția despre suspendarea lui Traian Băsescu nu mai există decât în filme de desene animate. Ne aflăm într-o filme de desene animate azi? Da. 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 De ce a spus omul? Discuția despre suspendarea lui Traian Băsescu. Ne-am relaxat, auzul pentru că au auzit de Maria Vanghelia că dacă întrebați pe domnul Ponta, dar asta cu suspendarea... Nu mai există decât în filme de desene animate. Și ce să zic? Fiecare se uită la ce... Este un mic lucru trebuie să vă supărați. Care considerați că ar trebui să fie elementele mandatului pentru care mai am zis să mă iau? Bun. Iată o întrebare, în sfârșit. Problema este următoarea. Bine. În acest sfârșit de an, Europa, Uniunea Europeană, din care noi facem parte, în special datorită eforturilor guvernelor Năstase și Tăriceanu, și din care am ieșit în ultima perioadă din cauza eforturilor guvernului Băsescu, Uniunea Europeană va merge într-o direcție sau alta. Și anume, domnul Sarkozy și cu doamna Merkel au propus o modificare a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, fără a se mai trece prin Parlamentul European și prin Parlamentele Naționale, au propus o guvernanță economică și o politică bugetară europeană comună. România nu este țară în zona euro, dar trebuie să îndeplinească criteriile de convergență. Orice șef de stat responsabil, ceea ce Traian Băsescu nu este, și nici Victor Orban, că România și cu Ungaria sunt țările considerate irresponsabile și conduse de persoane irresponsabile, dar orice țară și orice șef de stat responsabil din Uniunea Europeană trebuie să-și informeze propriul popor ce se va discuta și ce înseamnă pentru România. Avem o guvernanță economică și o politică bugetară comună. De exemplu, pot să vă spun eu, dacă avem politică bugetară comună, nu o să mai putem avea cotă unică de 16%, că este dumping fiscal. Să ne spună, domnul Băsescu, susținem sau nu susținem acest lucru. Dacă o să avem politică fiscală comună, punem în Constituție deficitul de 3%, care sunt consecințele pentru România, dacă îl punem, dacă îl respectăm, dacă nu. O discuție serioasă despre cum votează România, pentru că, după cum știți, este nevoie de un vot unanim în Consiliul European.
pentru aceste modificări. Când în mod realist, pentru că povestea cu 2015, intrarea României în euro în 2015, este o poveste de desene animate, ca să citesc dintr-un clasic în viață al politicii românești. Toate aceste lucruri ne afectează viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Ce se va întâmpla în Uniunea Europeană, cu euro, cu țările care nu respectă criteriile pentru a fi în euro, dacă pleacă sau nu pleacă Grecia, dacă Italia va intra și ea într-un program sau nu de ajutor financiar, care este obligația tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene de a-și mări cota de participare la femei, de exemplu. Subiecte serioase pe care Traian Băsescu, din păcate, eu cred că nici măcar nu le stăpânește. El nu știe exact despre ce e vorba. Se duce și votează cu cei de la putere acum în Uniunea Europeană, pentru ca doamna Merkel și domnul Sarkozy să nu-l întrebe pe Băsescu cum stăm cu criteriile democratice, cum stăm cu mutarea alegerilor, cum stăm cu încălcarea libertății presei în România și în Ungaria, țările în care presa este cel mai asuprită de cei de la putere. Pentru ca să nu întrebe lucrurile astea, domnul Băsescu se duce și votează orice, fără a explica poporului român care sunt consecințele pe termen mediu și lung. Va fi un Consiliu European fundamental pentru Uniunea Europeană, iar România nu există în această discuție. De exemplu, premierul polonez, domnul Tusk, a formulat un material cu observații, nu știu, mi se pare că sunt vreo 20 de pagini. Domnul Traian Băsescu probabil că nu va formula nici măcar o propoziție. Va vorbi la aeroportul Otopeni ceva în română și acolo o să tacă. Da, despre opoziție. Și acolo o să tacă. Problema e că România, a șaptea țară a Uniunii Europene, nu are niciun cuvânt de spus într-un moment fundamental pentru Uniunea Europeană. Îmi cer scuze că v-am plictisit pe acest subiect. Era lucrul mult mai interesant. Vă mulțumesc frumos. Se răspunde unei eventuale invitații a președintelui sau a premierului? Sigur că da. A, să discute cu opoziția despre poziția României la Consiliul European? Doamne, dar asta, de-aia v-am dat exemplu cu Germania. Dacă liderul SPD, domnul Sigmar Gabriel, mă întreba, dacă mă sună și pe mine Băsescu sau pe Crin Antonescu să ne întrebe care e poziția României, m-aș fi simțit. Dar dumneavoastră, oficial, ca și parlamentar, nu puteți face o solicitare? Dar stați puțin, că aici noi nu dorim să mergem în audiență. Bun, dacă președintele nu vine în întâmpinarea unor, să zicem, dorințe, nu, ale opiniei publice exprimate prin liderii opoziției. Poate face dumneavoastră să vedem. Și să vedem că președintele nu dorește. Aici este o chestiune nu de dorințe, nu trebuie să-i facem o cerere, să rugăm, că nu vrem audiență, casă, buterie, să ne angajăm nevestele. Dom'le, se pune problema elementară. Domnul Ponta cred că a formulat-o și a dezvoltat-o cât se poate de explicit. Cine îl mandatează pe domnul Traian Băsescu să spună și să voteze ce va spune și va vota, indiferent ce. Eu nu știu ce va face. Poate că va face bine. Nu știu. Cine? Pentru că e vorba de politică economică. În Constituția României, politica economică este foarte clar stipulată ca un apanaj, ca o exclusivitate a Guvernului. N-are mandat de la Guvern. N-are mandat de la Parlament. Nu a discutat cu nimeni, vreau să spun oficial, această chestiune. Ce să facem noi? Să facem cereri demonstrative ca să le convingeți dumneavoastră și opinia publică pe care vă dor complimentul o reprezentați că nu vrea? Păi nu vrea! Omul nici nu-i dă prin cap. Nu discută chestiunea asta, cred că nici cu doamna Udrea sau cu domnul Oprea, dar minte cu instanțele democratice ale țării. Nu are niciun fel de treabă. Vă mai aduc aminte că au fost împrejurări în care au vorbit, nu mai intrăm în detalii. Când era povestea cu Libia, a vorbit tot așa, eu am decis, eu am făcut mandatul. Nu avem nicio treabă, suntem la vorba Constituției de mult. Vă dau un alt exemplu. Semnarea acordului privind scutul antirachetă cu Statele Unite ale Americii. În condițiile în care noi, cei de la USL, în mod public, ne-am anunțat sprijinul pentru acest proiect și de altfel l-am și votat cu toții în Parlament. Am văzut că zicea cineva că a fost votat împotrivă sau probabil că știți că votul a fost unanim pentru asta. Faptul că domnul Băsescu s-a dus la Washington ascunzându-se de noi de opoziție, ca să nu-i stricăm scutul, de dumneavoastră de presă, pentru ceva ce era, e o poziție națională
și trebuie asumat pe următorii 10 ani, 20 de ani. Doamne ferește, nu o să fie tot domnul Băsescu încă 20 de ani de acum încolo. Deci e vorba de poziția ale României. La Consiliul European, să știți, eu de asta Congresul SPD-ului în Germania, 3 zile se discută numai despre poziția Germaniei, reprezentată de cancelarul de dreapta, doamna Merkel. În Austria este o dezbatere uriașă, pentru că acolo cancelarul este social-democrat și iarăși, care va fi poziția Austriei? În Franța, la fel. În România nu există. Se duce Băsescu la Consiliul European, ridică mâna, probabil că nici nu înțelege la ce ridică mâna, după care noi o să aflăm ce s-a hotărât acolo. Suntem a 7-a țară în Uniunii Europene. Și a 27-a, dacă eram ca mărime, și toți suntem consultați, pentru că Uniunea Europeană presupune în Consiliul European un vot al tuturor țărilor membre. Dar suntem a 7-a țară și nu existăm, nimeni nu are niciun fel de poziție a României pe această temă. De tipul, domnul Băsescu a semnat, cred că la Consiliul anterior, Pactul Euro Plus. Nici până acum n-a explicat, în primul rând, domnului Boc și domnului Alomițeanu ce înseamnă Pactul Euro Plus. Ei nu știu, ei sunt prim-ministru și ministru de finanțe, habar nu au că noi trebuie să respectăm niște criterii de convergență pentru a intra în zona euro. În numele cui vorbește Băsescu și în numele cui angajează România pentru foarte mulți ani de acum încolo. Este un subiect extrem de serios care ne privește pe toți. Ceea ce va semna sau va vota Băsescu la Bruxelles se va reflecta în viața noastră de zi cu zi. V-am dat un exemplu apropo de unul din fetișurile vieții economice românești cu cota unică. Nu o să mai ai voie să mai ai o impozitare redusă pentru că este un dumping fiscal. Atâta timp cât în Germania cota de impozitare este 48%, nu mai ai voie să mai ieși aici dacă avem politică bugetară și fiscală comună. Aia sunt socialiști, doamna Merkel. Vreau să vă întreb, la demersul de suspendare a președintelui. Înțeleg că este făcut mai degrabă pentru a atrage sprijin popular. În acest sens, aveți în vedere o campanie de strângere de semnături sau? Da. Că dat e o temă care, pentru care avem o dezbatere publică și, sigur, în momentul în care vom considera că trebuie să strângem și semnături, ceea ce înseamnă deja altceva, o vom face. Mulțumim frumos!